Ia zi, te joci cu focul acolo? Mă joc cu focul, mă joc de fapt cu ideea de a face niște achiziții, pentru că e primăvară și știu că foarte mulți dintre voi aveți apucătura asta ca a mea de a schimba lucruri prin casă, de a face tot felul de investiții noi. Ioana Mărgineanu, bună Ioana, bine ai venit! Bună, bine te-am găsit! Este educator financiar și să știți că o să ne învețe astăzi cât de important este să plănuim aceste cheltuieli, să le gândim cumva în avans. De ce e important să le gândim în avans? Primul lucru, pentru că economisim bani și cred că toată lumea este preocupată de a economisi bani, mai ales în această perioadă în care prețurile au crescut, ratele la bancă au crescut și ca să ne putem permite cumva același nivel financiar, trebuie să luăm niște decizii bune cu cumpărăturile noastre ca să menținem lucrurile pe care le avem și pe care ne dorim să le cumpărăm. Ca să avem de unde. De-a lungul unui an, sigur, avem diferite momente în care trebuie să luăm aceste decizii. Zic să începem cu ce ar fi trebuit să facem, dacă am fi fost inspirați, la începutul anului. Avem aici luna ianuarie. Să începem cumva cu exemplele. Ce ar fi trebuit să cumpărăm în ianuarie? În primul rând ar fi trebuit să cumpărăm rochii de ocazie, pentru că după Revelion foarte multe magazine soldează aceste rochii extrem de frumoase, dar care merită cumpărate cu reduceri de peste 50% și ne pregătim pentru sezonul nunților. Ia auzi, și Lili Șapcu își cumpără rochile în ce lună? S-a luat ai cumpărat? În ianuarie la final. Ai aplicat, bravo. Mai departe, ce putem? Văd valize aici. Da, valizele, pentru că în ianuarie foarte puțină lume se gândește la concedii, nu mai sunt bănuți după sărbători și este un moment bun în care producătorii de valize soldează aceste produse și decât să le cumpărăm pe ultima sută de metri vara, când deja bugetul e extins la maxim, mai bine le cumpărăm iarna, când sunt și la un preț bun. Corect. Ca și ochelarii de soare, văd aici, putem să trecem și la luna februarie, unde brusc am devenit sportivi. Am devenit sportivi pentru că n-am prea făcut nimic în ianuarie și atunci de ce să nu cumpărăm echipamentele de sport pentru anul următor? Vrem să ne apucăm de un sport nou, de ce să le cumpărăm în decembrie, când sunt la prețuri foarte mari, când le putem cumpăra la soldări în februarie și să ne apucăm în anul următor. Avem și planuri pentru anul următor în care chiar o să ne ținem de sport, nu dacă am cumpărat lucrurile. Corect. Ne și obligăm cu ocazia asta chiar să ne apucăm. Mai departe avem parfumuri. Bine, asta cred că e valabilă în oricare perioadă anului cu parfumurile. Nu neapărat, pentru că după Valentine's Day s-au făcut deja cumpărăturile de parfumuri. Cine avea de dăruit parfumuri le-a dăruit și atunci se soldează după o anumită perioadă. Deci în a doua parte a lunii februarie deja e o idee foarte bună să iei parfumuri, da, pentru că sunt la reduceri. Exact, dacă sunt domni care pe ultima sută de metri nu au cumpărat, își cumpără doamnele din banii lor, dar la un preț mai mic. Corect. Și e valabil și la dulciuri și la multe alte lucruri care sunt la căutare înainte. Martie, cărți, costume de baie, văd aici, da? Biciclete și role, nu? Da. Cam astea sunt. Da, foarte multe echipamente se soldează pentru că urmează să vină noile produse. Aha, nu mai gamă. Este exact, nu mai e loc în magazin și ca să poți să arăți noile produse pe care le ai, trebuie să scapi de cele vechi la un preț Corect. Bun pentru consumator. Corect. Hai să trecem la ceva ce este cu adevărat util în acest moment pentru noi toți, și anume ce ar trebui să cumpărăm în această perioadă. Avem aprilie, mai și iunie, următoarele luni. Doamnele o să mă iubească pentru că în aprilie le recomand să-și cumpere haine de blană. Este cel mai bun moment. Nu strică bugetul familiei și atunci este cel mai bun moment să cumpere așa ceva. Și hainele de iarnă în general, dacă hainele de blană nu sunt pe lista voastră. Deci împotriva curentului cumva trebuie să mergem pentru exact, deal-uri bune. Exact, știi proverbul acela cu gospodarul bun care își face iarna sanie și... Vara dragi. Nu, cum era? Și vara... cum era? Sanie? Va. Așa. Mai departe, rechizite în aprilie. Da, rechizite mai ales spre finalul școlii, pentru că în această perioadă mulți părinți nu le mai cumpără. Există deja în magazine și se soldează pentru a le folosi anul următor. De ce să nu le cumperi la jumătate Corect. De preț când știi că vei avea sigur un copil la școală în anul următor? Corect. Și mai departe și covoare, vă că... Da, pentru că tu nu e singurul care vrea să se noiască și atunci stocul vechi se înlocuiește cu un stoc nou și dacă nu aveți pretenții foarte mari la ultimul trend în covoare și ultimele culori, sunt foarte multe care se soldează, covoare și mochete. Hai să mergem și în luna mai, că imediat vine și mai. În luna mai, în electrocasnicele de care ați avut nevoie în timpul iernii, adică dezumidificatoarele, caloriferele, dacă știți că iarna asta ați înghețat un pic, mai ales în București, mai este cea mai bună lună pentru a le cumpăra la un preț foarte bun și să le folosiți în anul următor.
Și produse de curățenie? Pentru că sunt foarte multe produse de curățenie noi care apar pentru curățenia de Paște. Gospodinele le cumpără înainte de Paște. Și va fi trecut deja. Exact, și a trecut. E nevoie de loc pe rafturi. Corect, și atunci obținem dealuri bune. În iunie, rechizite, iarăși, împotriva curentului, că toți ne înghesuim în septembrie să le luăm. Exact, împotriva curentului. Și jucăriile, pentru că cine a avut de cumpărat pentru 1 iunie, ziua copilului, le-a cumpărat deja. Și rapid de tot trecem și prin restul anului ca să ne facem o idee bună așa despre ce ar trebui să cumpărăm când. În finalul verii sau în ultimele două luni de vară, haine de vară? Da, hainele de vară, pentru că încep spre finalul verii. Aha. Pentru că deja încep soldările, perioada de soldări începe la sfârșitul lui iulie și de atunci, dacă aveți o mărime obișnuită, M, L, trebuie să cumpărați produsele la soldări înainte să se ducă tot stocul. Dacă aveți ca mine small, atunci mai puteți aștepta un pic și să le cumpărați la un preț și mai jos. Articole de plajă, iarăși în a doua parte a verii, bănuiesc că scade interesul. Cererea. Și în septembrie-octombrie ne concentrăm pe grădină, protecție solară, iarăși a trecut panica, deci da, rămâne valabilă până în sezonul următor, important da, aici. Pentru că dacă nu le deschizi, produsele rămân valabile și sunt valabile 6 luni din momentul în care ai deschis pentru prima dată acel produs. Sigilat, sigilat îl ții acolo și îl folosești vara următoare. Noiembrie-decembrie. O, noiembrie este o lună plină de așa zise soldări și de lucruri la prețuri foarte bune, este Black Friday, atunci vă recomand să cumpărați jucării pentru copii sau următoare cadouri pe care urmează să le dați de Crăciun. Iar dacă doriți să vă schimbați decorațiunile din casă, decorațiunile de iarnă, în prima zi după Crăciun. Am înțeles. Îți mulțumim frumos pentru informații. Mulțumesc. Am notat, acum știm să cheltuim un pic mai inteligent și fugim în bucătărie unde este Lili.